Am vorbit despre vacanțe, am vorbit despre petreceri și despre voie bună și acum venim așa cu idei pentru voi în perioada aceasta de activități potrivite atât pentru copii cât și pentru adulți, cât și noi, așa, am fost odată și rămânem copii acolo, sufletul nostru. Cristina Kaminski, antreprenor și artist plastic, a venit să ne facă o demonstrație și vă dă niște idei grozave. Bine te-am găsit, Cristina! Bine v-am regăsit și mulțumesc tare mult pentru invitația asta așa frumoasă la sfârșit de an, cu voi e bună, cu energie de Crăciun, de an nou. Și da, am venit către voi de data aceasta cu pictura pe față. Și ești foarte frumos, apropo de energie. Mă tot gândeam cum să mă pictez astăzi ca să vin așa frumos, să se vadă o idee cum pot distra părinții copiii acasă sau după perioada de Crăciun în locurile special amenajate pentru partea de distracție copii. Cine se știe așa cu talent să treacă la treabă, nu? O să le spunem ce au ei nevoie. Cine o să spună că n-are talent, ceva tot trebuie să facă, acolo ne înveți să facem. Important este să-ți dai drumul așa energiei și frâul imaginației. Nu contează cum o să iasă prima dată sub nicio formă, pentru că o să fie cea mai frumoasă pictură pentru prima dată. Și așa că puteți să vă puneți imaginația la contribuție și să pictați fie pe față, fie pe mână. Copiii sau acum sunt tot felul de creioane speciale care au apărut pe piață și se pot folosi de către copii și mai mici. Și atunci ei se desenează singuri pe mânuțe sau pe față și apoi se șterg normal cu apă și demachiant sau șervețele demachiante. Și tu ți-ai făcut și cercelușii, da? Da, sunt realizați de mine, am zis ca să fiu așa complet. În spiritul sărbătorii, nu? Da, da, pentru că trebuie să purtăm paiete, culori foarte aprinse să ne aducă noul an tot ce mai bun pentru noi. Așa să fie și uite, hai să ne povestim aici ce ne-ai adus astăzi și de ce avem nevoie pentru aceste desene. Da, în primul rând eu recomand să fie culori speciale pentru pictura pe față, cum le-am adus eu pe cele de aici de față. Am adus câteva selecții din culori, că nu puteam să vin chiar cu toate, dar în principiu culorile de bază pe o paletă sunt foarte ok, cu puțin sclipici pentru că fetelor le place sclipiciul, praful de zână și atunci avem ca să facem puțin așa cu sclipici, cu am și eu pe partea, pe partea dreaptă mai mult sclipici auriu, iar culorile să fie, după cum am spus, pentru pictura pe față. Ele se mențin pe toată perioada zilei. Așa și la sfârșitul zilei se curăță foarte ușor cu șervețele demachiante sau cu apă și cu cleanser, apă și săpun de față. Sunt prietenoase cu pielea, nu ne facem griji, nu se întâmplă nimic. Avem nevoie de pensule, așa cum ai pensule, zis tu aici, diferite. Aceasta este normale. Pensula mea cea mai iubită pe care o folosesc. Cea mai muncită, pentru că eu pictez cu mare drag, ele sunt spălate, dezinfectate. Din ce se face? Din ce sunt ferișorii? Unele sunt artificiale, altele sunt cu păr natural în funcție de ceea ce dorești să pictezi. Okay. Deci poate să fie și. Dar pentru pictura pe față sunt cele cu păr artificial, deoarece sunt mai puternice și rezistente și atunci te ajută mult mai bine la conturare. Da, bureței i-am adus pentru că poți să faci dovleci și atunci forma la dovleac o pui direct rotundă, ovală. Acest burete este pentru fluturașii curcubeu. Da. Practic se pun stânga-dreapta și apoi formează un fluture. Da. Aceștia sunt bureței. Și, uite, și culorile sunt, aici sunt șervețele pentru excesul de apă, așa sunt culorile curcubeu pe diferite nuanțe care pot fi combinate între ele. Acestea sunt cu neon și acestea sunt simple, deci asta spuneam că dacă se ia paleta simplă, se poate crea o imagine. Da, este suficient. Și acestea tot de tine sunt făcute. Da, sunt pentru perioada de Crăciun. Am partenerii de la care eu iau baza de lemn și restul le pictez. Ce frumoase și vin foarte frumos pe bradul de Crăciun. Un strop de roșu, ca așa e frumos. Și un strop de roșu, un strop de argintiu, sclipiciul, ca să fim în trend. Da? Doar că la anul este piersica. E piersica, ai să vezi atunci
Da, și o să vedem ce creații minunate, pentru că o să vină un nou trend cu piersica. Ne adaptăm, nu-i problemă, lasă da. Să vină, că vedem noi ce facem. Astăzi o să ne faci o demonstrație da. Și de aceea am venit așa aproape de tine, am un interes. Am înțeles, îmi dai mari emoții. O să-ți ofer mâna mea. Oh, ce frumos, mulțumesc. Și o să te las să te desfășuri. Mulțumesc. O să facem ce un... Faci, un mic om de zăpadă cu completarea, să vedem ce să ne așa o să iasă tehnică, până la da? Final. O să fie ceva simplu, cum am pictat eu pe partea stângă a obrazului meu. Când o să plec de la emisiune o să fiu atracție, așa, o să se uite toată lumea ce am eu pe mână, pentru că nu am de gând să mă șterg, vreau să rămân așa. Să mă vadă și cel mic astăzi. Sigur o să-și dorească frumos, și el. Da, mă bucur așa tare că, mult că am avut da? Ocazia să-l cunosc. Este un băiat minunat și tare apropiat de tine și de soțul tău. Mulțumim. Și mi-a plăcut tare mult de el. Și el este foarte creativ, atașat. Și îi place să desenăm și îmi cere tot timpul să pictăm. E frumos. Mă cam pune la treabă, ca să zic așa. Păi, adică îmi dă teme, știi? Este bine pentru că el își pune imaginația la liberă practică, da. Să spun așa. Și dacă îi oferi, bănuiesc, câteva cole albe sau un caiet de desen, cu siguranță se umplu. Avem tot ce trebuie și mereu îmi cere culori, îmi cere pensule, îmi zice mămica hai să pictăm. E foarte bine. Ori îmi cere să-i fac eu ceva și el să coloreze, ori trece el direct la treabă și face el ceva frumos. Da, mai sunt acum în preajma sărbătorilor diverse caiete simple printate, așa. Doar cu contur și, ei urmăresc conturul și pot să deseneze cu creioanele, cu cariocile. Cu ce doresc asta ei. Asta o să-i țin ocupați așa. Uite, da. Ore cât timp noi facem sarmalele și ce alte lucruri mai avem noi de făcut acolo prin bucătărie, îi luăm cu noi acolo în bucătărie, le dăm de lucru. Da, și este foarte bine pentru că ei o să-și imagineze tot felul de lucruri legate de sărbători, de părinții care împătură sarmalele acolo, pentru că și eu mă pregătesc cu gândul deocamdată pentru ziua de sâmbătă. Da, și cu fapta pe 23 decembrie. Da. Și tot la gând sunt acum, dar cu fapta pe 23 va fi. Așa e, să ne... Ca să iasă proaspete. Corect, să ne bucurăm de mirosul sărbătorilor, pentru că l-am întrebat și eu pe fiul meu. Așa. Dacă ne ajută la împăturit, că anul ăsta am decis cu soțul să facem noi și a zis, eu mă uit. A, se uită. El, de fapt, cum să zic așa, observă procesul, da? Adică are și asta un rol, știi? Da, observă procesul și este alături de noi cu sufletul și după aceea ne-a spus că o să savureze câteva... Ce drăguț! Sarmale împăturite de noi. Ce drăguț! Aici facem omului de zăpadă. Da, am trasat inițial o linie dreaptă ca să ne putem orienta pentru partea de mărime a corpului, a omului de zăpadă, având în vedere că mâna e dosul mâinii, să spun așa, e mai mic. Ca partea de pe față și a trebuit să găsesc o orientare. E bine că te folosești acolo de partea asta unde poți să faci zăpadă. Da. E mai neregulată, știi? Da. Și dă foarte, foarte, foarte bine. A, și uite, și facem și fulgișori. Facem și niște fulgi așa micuți. Da. Deci de asta spun că să vă lăsați imaginația să curgă atunci când pictați. Puteți pentru că este. Orice. Da. Este foarte distractiv și în același timp ne aducem... Uite, la el ninge cam povești, la noi deocamdată ninsoarea se mai lasă așteptată. Se mai lasă așteptată, dar e bine pentru că așa putem să intrăm în spiritul sărbătorilor. Exact, o așteptăm cu drag să vină, să stea un pic așa de sărbători și după aceea să poate să se ducă în alte țări. Da. Așa că ți aveți sărbători de poveste, da? Da, aici, în oraș. Și bucureștenii știu ce spun, da? Da. Anul acesta am înțeles că o să fie până la 13 grade, de genul. Da. Și ne așteptăm probabil prin februarie, așa cum se întâmplă în fiecare an, să vină acea iarnă. Dar uite că ne bucurăm la munte de zăpadă. Da. Adică... Și este bine să, chiar dacă nu plecăm și rămânem în oraș, în oraș mă refer în București sau în alte localități, important să fim alături de familie, de prieteni,
să sărbătorim cu un cozonac. Așa este, să ne relaxăm. Să ne relaxăm. Eu am zis să fie regulamentar așa șucar, dacă nu-l mai vedem de adevăratelea, doar în târgul de Crăciun. Da. Să mergem și la târgul de Crăciun, să ne bucurăm în această perioadă. Este foarte important pentru că ne ajută să ne relaxăm un pic după toată munca de peste an. Cum ți-a fost anul? Anul a fost și ușor și greu în același timp, dar cum Dumnezeu le rezolvă pe toate, ai fost foarte creativă. Trecem peste cu bine și am reușit să expun tablouri, să merg la târguri, să am parte de picturi pe față pentru copii. Pentru copii, da. Da, am avut și un atelier cu 50 de copii acum înainte de Crăciun, da, la un eveniment corporate, unde au pictat copii multe globuri și s-au bucurat foarte mult de surpriză. Ați făcut și voi, sper, nu, acasă cu cermii globuri? Da, 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 da. Băiatul Eduard a fost bolnav. Da, așa, dar am stat să-și omoare timpul nu? Dar vreau să spun că l-am făcut până la urmă, când și-a revenit din nebunie aceasta de gripe, de viroze, da. Și a fost foarte, foarte bine. L-am făcut împreună, o oră, a durat totul. El a pus foarte fericit în brad steaua, pentru că anul ăsta a vrut să facem stea. Și ne-am distrat copios cu muzică, cu bunicii pe telefon, ca să fie totul, încă nu este gata, urmează să mai dăm cu sclipici. Uite ce frumos este, ia uite ce frumos este. Pentru că de asta am spus un pic de... Sclipici. Cum strălucește zăpada, știi cum e? Da, 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 trebuie noapte, să așa facem e minunat. Regulamentar. Îți dai seama că mă așteaptă ceva acasă când ajung astăzi, nu? Da, promit că data viitoare când ne întâlnim să-l pictez și pe el. Cu siguranță o să fie încântat dacă își dă acordul de pictat. Venim cu drag să ne distrăm. Așa, pentru că nu mai pun globulețe aici. Îmi e și milă să mă spăl pe mâine astăzi, îți dai seama, nu? Așa, și pălăria o facem cu auriu. Minunat, Cristina. Ia, vai, ce frumos. Este o mini operă de artă. Da, m-am încadrat. Ce desene cu henna. Uite aici, Moș Crăciun, om de zăpadă. Avem de toate pentru sărbătoare. M-am încadrat în pânza pe care tu mi-ai oferit-o. Pânză. Foarte, foarte frumoasă și foarte fină. Eu am avut emoții și mi-a trebuit să mă încadrez frumos în spațiul pe care... Este un cadou de suflet, uite, de la Cristina Kaminski. Îți mulțumesc tare. Cu mare drag, cu mare drag îți mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. De m-am simțit minunat. Vă mulțumesc. Și noi alături de tine. Mulțumesc de fiecare dată. Te mai aștept cu mare, mare drag. Mulțumesc. Da, în 2024 să Doamne ajută. Să ne inspiri și să ai parte de un an magic. Doamne ajută așa să fie, un an magic și pentru tine și pentru colegii tăi de aici din platou, emisie, mulțumim, redacție. Mulțumim, un an fericit. Mulțumim tare mult, Cristina, iar acum mergem mai departe și rămânem așa în atmosferă. Mai sunt câteva zile până la Crăciun, așa că ne punem la punct cu toate obiceiurile și tradițiile. Vedem frumos așa într-un material interesant pregătit de colegii mei. Crăciunul se sărbătorește diferit după obiceiurile și tradițiile fiecărui popor, tradiții vechi de sute de ani. Diferențele fiind date în principal de apartenența la o anumită religie, însă este universal valabil obiceiul mesei de Crăciun în familie sau alături de cei dragi. Schimbul de cadouri, împodobirea pomului, prăjiturile cu marțipan, ori vinul fiert cu scorțișoară sunt doar câteva dintre simbolurile pe care țările lumii le asociază acestei mari sărbători.
În Elveția, Moș Crăciun are întotdeauna și sarcina de a aduce și pomul de Crăciun în casele oamenilor, un obicei care se păstrează încă din anul 1775. Un alt obicei al elvețienilor este parada ridichilor luminate. Copiii, ajutați de părinți, scobesc cu mare grijă câte o ridiche mare de lună, pe care apoi o împodobesc cu diferite crestături și forme, mai ales cu steluțe și brăduți. În ridiche astfel împodobită, micuții elvețieni pun o lumânare și poartă ridichea ca pe o faclă, de obicei către școala unde învață, unde copiii reuniți cântă în cor melodii tradiționale. Ici, au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour trier et lire la montagne de lettres que les enfants du monde entier nous envoient. În trecut, în Franța, Sfântul Nicolae aducea cadouri micuților în ziua de 6 decembrie, în cea mai mare parte a țării. Père Noël, Moș Crăciun, i-a luat locul lui Moș Nicolae. Acesta vine în casele francezilor în noaptea de 24 decembrie și pune cadouri în ghetuțe. Masa de Crăciun este dominată de tradiționala bûche de Noël, o prăjitură de ciocolată prezentată la masă sub formă de buturugă. Încă din prima duminică de advent, târgurile de Crăciun din Germania invadează piețele orașelor, care durează pe întreaga perioadă a sărbătorilor de sfârșit de an. Ajunul Crăciunului este cea mai importantă zi de sărbătoare, în care familia se reunește pentru cină și pentru a merge împreună la biserică la mesa din noaptea de Crăciun. Cadourile sunt oferite în după-amiaza zilei de 25 sau chiar în seara zilei de 24 decembrie, dar nu de Moș Crăciun, ci de Christkind, copilul Iisus. Canadienii de limbă franceză au în tradiție plăcinta cu carne, la tourtière, însoțită de o supă tradițională, brânzeturi, prăjituri cu fructe sau gogoși, iar principalul desert de Crăciun este Yule Log, o prăjitură de ciocolată în formă de buștean acoperită cu un strat gros de ciocolată. Canadienii de limbă engleză sărbătoresc Crăciunul cu gâscă friptă sau friptură de vită și budincă de prune. Cele mai apreciate dulciuri sunt Chicken Bones, inventate în anul 1885, un amestec de scorțișoară, zahăr și ciocolată, și Barley Toys, conținând zahăr, glucoză, colorant și ulei de măsline, un amestec turnat în forme de pui, iepuri și alte animale sau de Moș Crăciun. În Marea Britanie, Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a anului, iar pregătirile încep cu mult înainte de 25 decembrie. În ajun, britanicii merg la biserică, însă sărbătoarea Crăciunului și-a pierdut mult în timp din importanța religioasă, axându-se mai mult pe petrecerile în familie. La masa tradițională din ziua Crăciunului se mănâncă curcani, iar a doua zi, numită Boxing Day, este ziua în care britanicii se îmbulzesc la cumpărături, profitând de reducerile semnificative de prețuri. De Crăciun nu circulă niciun mijloc de transport, nici trenuri, nici metrou, nici autobuze, spre fericirea taximetriștilor, care fac bani frumoși practicând tarife exorbitante. Americanii își decorează casele cu ghirlande luminoase și copiii își agață niște ciorapi speciali de șemineu în care să primească darurile de la Santa Claus, ce vine prin cer cu sania trasă de 9 reni și coboară prin horn. Americanii consumă friptură de vită, iar aperitivele conțin neapărat somon afumat, preparat în diferite feluri. Interesant este faptul că la Casa Albă se servește prăjitura prezidențială, preparată după o rețetă veche de peste 2 secole, din vremea lui Abraham Lincoln, cu cireșe, migdale, petale și sirop de trandafiri, o tradiție unică în lume.